Mi-am tatuat. Așa! Ți-ai tatuat? Ce ți-ai tatuat? Mi-am tatuat. Ți-ai tatuat pican? Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Ivi Vui, sunteți pe canalul meu de YouTube. Tocmai am intrat în mașină să-mi dau masca jos. Mor de cald! Este așa cald și frumos afară! Îmi place, nu mă vait, îmi place. Doar că mi-am ales o zi foarte proastă ca să port un hoodie. Da, trecem peste pentru că azi facem un daily vlog. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Eu o să încerc să vă arăt fiecare parte pe care o să o fac eu în această zi. Dar cea mai importantă parte e faptul că o să mergem undeva. Probabil, nu știu, nu știu ce titlu o să pun acestui vlog, dar probabil v-ați prins unde. Ideea e, hai să o luăm ușor. Mergem să o luăm pe sora mea și pe nepoțica mea, pentru că cu ea o să merg în acel loc. Nu cu nepoțica, cu sora. Pe cea mică o să o aducem la apartament, la mami, ca să stea mami cu ea, cât timp noi suntem plecate. Hai repede că într-un minut practic ar trebui să fiu la ea și până la ea fac vreo 5 minute maxim. Deci, let's go. Nu o să pot să... Ia că a pornit radio. Nu o să pot, bineînțeles, să mă filmez în timp ce conduc, dar atunci când o să vină sora mea, o să mă filmeze ea. Abia aștept, sunt super, super, super fericită. Deci, v-aș ruga să rupeți butonașul de like, să apăsați acolo pe clopoțel, să vă activați notificările, să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi, lăsați acolo multe comentarii, multe share-uri și... Hai să mergem. A few moments later. Dar pe cine avem noi aici? Nu tu, Diana, pe asta mică și sora. Da, avem aici două păpușici, una mai mare și una mică, mititică. Doamne, uitați-vă la ea că nu mai pot de dragul ei. Și revenim în momentul în care o lăsăm pe asta mică la mami. Asta mică și frumoasă, prințesică, uitați-vă la ea. Așa și da, eu o să se mute aici, în dreapta, și o să mă filmeze ea. Gata, filmează. I-am dat să mă filmeze, dragilor, și a făcut mare poză. De ce mă întreb? De aia descoperă camera. Ești superbă, ce să mai. Și tu. Da, se pare că ne-am rătăcit. Am și întârziat un picuț, bineînțeles. Nu pot să înțeleg, frate, zona asta romană, intersecțiile alea dubioase. GPS-ul mi-arată ceva. În spate sunt 100 care te claxonează. Trebuie să te mingi repede, nu mai înțelegi nimic. Și dai pe unde o nimeri. Și bineînțeles că am greșit. Dar ne revenim, suntem bine, stai să pun, adică aveam centura, să știți, o aveam, doar că am o chestie, nu știu, mulți dintre voi s-ar putea să știți, cred că am mai povestit chestia asta de mică, nu suport să-mi țin centura așa, eu mi-o pun așa. Dar acum o să ne pun așa pentru că... Dar știi că îmi tremură mâna? E ok. Dacă acest vlog o să fie așa, gen așa, să înțelegeți, filmează Diana, este în regulă. Bucurați-vă de acest vlog, important e că-l facem. Nu am zis unde mergem, tu știi, nu? Nu am zis. Și să rămână un secret? Da, până ajungem. Filmează-mi și mie capul măcar, te rog. Deci oamenii chiar că cred, au văzut deja bordul, nu trebuie să-l filmezi. Fața mea ar trebui. Vă pupăm, surorile Powerpuff, surorile Praștie, da. Sister. Vă pupă. Hai că revenim când ajungem la local. Eu nu mai am baterie. La local? La local? La locație. Mă cred pe la terase, pe la de-astea. Eu nu mai am bateria, am beculețul pe roșu la sunet, deci sper că trag cu sunet. Îi dau aici? Da, nu. Iară ți faci poză. Deci se pare că o să ajungem mâine. Mă sună Anto. Da, Anto? Ce faci, de unde e Ghita? Este aici. Conduce? Da, este aici. De aia nu răspund. Deci, ca să vă spun, avem aici o mare conducătoare, șoferiță de șoferiță. Mulțumesc. Șoferiță auto de conducător. Nu știam ce. Este în premieră, este, nu știu cum să vă spun, este primul nostru vlog împreună. Da, este și chiar nu mai. Nu, în față, în față, în față. Nu mai fac mai greu cu locurile de parcare. Știi că avem o grămadă de mers, nu? Știu că avem, dar asta este. Ce să facem? O las aici. Parcarea interzisă. Da, revenim cu noi detalii puțin mai târziu. Mami, erau deja, m-am luat cu toate căldurile, am parcat într-un loc foarte, foarte... Am emoții de mor! Foarte, foarte strâmt. Și mașina e SUV. Deci, ca să înțelegeți, suntem undeva pe la Romană. Cred că deja prin spate ați văzut ce o să facem. Deci, da, ne tatuăm, ne facem tatuaje. Ce o să ne facem, o să vedeți în scurt timp. Hai că vă iau cu noi.
Doamne, dar ne-abia așteptăm. Ești pregătită? Am emoții de mor, nu mai pot. Eu nu! De parcă e primul tatuaj. Știți care a fost primul ei tatuaj? O să-l vedeți în scurt timp. O să-l vedeți! Mai surioară, măi! Ce mai țineți minte când am venit eu prima dată aici, nu mai puteam de emoții și eram toată, voiam să fug. Cei care mă urmăresc știu despre surpriza cu primul tatuaj, cu Fate, mă rog, nu se vede, da, așa. Că am avut parte de fapt de o surpriză și când am ajuns aici am văzut, deși îmi doream foarte mult, aveam niște emoții și voiam să fug, acum abia aștept. Pentru că sunt foarte, foarte, foarte mișto oamenii și îmi plac la nebunie și de fiecare dată aici la Funk o să vin. Pentru că e o atmosferă super plăcută și chiar nu am emoții. Și știi că eu dintre noi două, eu sunt aia fricoasă și mai sensibilă și mai așa, mai au, mai nu știu ce. Ce pot să spun? Că-mi bate inima rău. Abia așteptam să vedeți ce ne facem. Da. Gata, am intrat, suntem ready. Doamne, doamne, Diana are emoții. Își alege acolo tatuajul. Hai să vedem ce o să iasă. Tot cu emoții? Da, grav. Face două tatuaje și eu... Tu faci trei tatuaje și eu îmi fac două. Ia uite-te. Dacă primiți așa, automat o să se... Da. Ca să vedem și aici la cameră care e primul tatuaj. Andra. Hai că oricum o să vă explicăm imediat cum terminăm. Care, cum, ce înseamnă? Ia zi, ai emoții? Da. Nici mai vorbește. Ești fericită că ți le faci? Da. Aici mai tare, soră? Da. În viața mea n-am văzut-o pe Diana așa speriată și așa plină de emoții. Niciodată. E bine, e suportabil. Gata, da, a terminat cele două tatuaje pe care și le-a dorit infinitul ăsta. O să vă explicăm imediat ce înseamnă și Andra, cred că majoritatea dintre voi știți deja ce înseamnă Andra. Și mai are un tatuaj care o să fie meci cu mine. E în zona asta, nu vi-l arătăm încă. O să vi-l arătăm când o să fie gata și o să-l vedeți la amândouă, pentru că este meci. Gata, da, a terminat, cum te simți? Ești fericită? Foarte fericită. Foarte, mulțumim foarte, mult de tot, Funky Tatu. Mulțumim, sunt cei mai tari. Chiar sunt cei mai tari. Și acum așteptam... Hai că m-au luat și pe mine emoțiile, sinceră să fiu. N-ai de ce. Mai așteptăm un picuț să fie gata totul și pentru mine. Și trecem la treabă și pentru mine, dar haideți să vi le arăt pe ale Dianei. Nu, pe ăla încă nu, dar e. Bine. Încă nu, ăla trebuie să fie... O să-l vadă împreună, că e meci. Da. Așa, hai, arată-l pe ăsta. E foarte drăguț, mie îmi place. Mie îmi place foarte mult. Stai că ți s-a făcut pielea așa. E de la folie. E de la folie, dar arată foarte, foarte, foarte mișto. Și ăsta care la fel arată demențial. Hai, da. Le arătăm și pe la Meci? Nu. Bine. Nu, bine. Le arătăm pe la, le arătăm că suntem împreună. Bine. Da? Da. Gen așa umăr în umăr, că ea da. S-a făcut pe dreptul și eu îmi fac pe stângul și o să se vadă super drăguț. Și v-am promis că vă arăt primul tatuaj pe care Daie și l-a făcut. A, ia uite-o, mă, iubita, la ce vârstă ți l-ai făcut? 9, câte ani aveai? 19 ani? A, nu, ba da, 18, jumate, 19. Vezi, știu eu. Prima da, tatuaj a fost Bibi, iubita mea. Te iubesc. Te iubesc. Popa, Bibi, ești pregătită? Sunt, acum au luat și pe mine emoțiile, parcă mi-ai transmis așa. Ai aprins microfonul, da? Da. Vă dați seama, acum sunt și cu grijă tatuajului și cu Daie să mă filmez acolo, bine, și microfon și... cameră bine și focus și... am puține emoții, da, am. Hai că o să fie bine. Doamne ajută. Gata, începem? L-am poziționat și acum începem. Doamne, ce frică mie. Uleu, că mai e și pe os. Doare. Asta e. O să vă explic ce înseamnă, că știți că eu cu tatuajele le-am cu semnificații, cu nebunii. Roz facem și ceva cu roz. Roz o să facem inimioara. Asta a scris. E bine, am crezut că o să mă dar un pic mai mult, dar chiar e ok. Ce zici, Bibi, la ce? Ce să zic, a durut un pic față de celelalte, chiar zona a fost de așa natură, a fost fix pe os.
Dar arată demențial, îmi place la nebunie, abia aștept să vi le arăt, dar facem inimioara și după. Am zis practic gen ce e. Da. V-am zis ce e, dar o să o vedeți mai bine. Arată foarte, foarte mișto, îmi place, foarte fericită. Ca să puteți observa, sunt foarte frumos îmbrăcată cu pantaloni de training și cu cămașă. Mi-a dat Daie bluza ei pentru că a mea era foarte strâmtă la gât și nu avea cum să-mi facă leu tatuaj. Așa că hai să facem tatuaj. Schimb de haine. Ca să înțelegeți, facem culoare aici. Mamă, abia știu. Și unghia mea ruptă. Bibi, îți place? Foarte mult, este senzațional. Abia așteptăm să vi-l arătăm așa, unul lângă altul, vi-l arătăm în mașină. Am terminat la Funky, mulțumim mult, mult, mult de tot, Funky Tattoo, sunteți absolut geniali și minunați. Și vă mulțumim super mult, deci tatuajele arată demențial, demențial. Hai să începem cu tine, Daia, hai să le spunem oamenilor ce ți-ai făcut. Oamenii au văzut deja cum arată, dar hai să le explici ce înseamnă. O doamnă era pierdută pe stradă, mergeam în ce parte să... Eu eram aici, eu, trup și suflet, ce înseamnă tatuajele și așa mai departe. Că știți că eu sunt nebună cu semnificațiile tatuajelor. Să deci, nu mai hai. Spun. Păi de la ea am la boala asta. Aici avem un infinit și litera I. Este de la cine credeți voi? Vă las pe voi să ghiciți în comentarii. Da, este, poate mulți dintre voi nu știți, de la soțul ei. Ghiciți acum în comentarii. Sunt bună, sunt drăguță cu voi, vedeți? Printa, primul pe care ți l-ai făcut. Primul și primul care a fost pentru sufletul meu, așa. A fost Bibi, să știi. N-o da, să uit. Dar acum... De ce? Andra, fetița Andra, ei frumoasă și nepoțica mea. Iubirea mea. Și a mea. Și acum să vă arăte Bibi și pe urmă surpriza la final. Da, eu mi-am făcut aici, pe mână. Ce? Aici, pe mână. Mi se pare foarte deosebit. Scrie Be Kind și înseamnă foarte, foarte, foarte mult pentru mine aceste cuvinte. Sunt cuvintele pe care mami mi le spune mereu și... când mă uit la el, de asta n-am vrut aici pe mână, când stau pe telefon văd, când conduc văd, aici văd în permanență, am vrut să-mi tatuez chestia asta cu fii bună într-un loc în care să pot să văd. Acu' ieși ea, mă, mică, se uită cu drag, mă! Da. Chestia asta cu fii bună nu înseamnă doar să fii bun, înseamnă mult mai mult. În primul și în primul rând că sunt cuvintele mamei mele, e ceva foarte puternic și foarte frumos pentru mine ce mi-am tatuat aici. Îmi place la nebunie și am vrut așa să curgă, să fie așa, gen ca un șir superb. Și mă bucur că l-am aici tatuat și că îl văd non-stop, pentru că mamei mereu îmi spune: fii bună ca să poți să fii fericită. Exact. Și nu numai Be Kind pentru mine înseamnă foarte, foarte, foarte mult, nu pot să exprim prin cuvinte. Înseamnă fericire, înseamnă că mă iubesc pe mine, love yourself, înseamnă ambiție, înseamnă că sunt curajoasă. Ca să fii bun trebuie să fii curajos. Și dacă o să fii bun, o să ai parte de multe, multe lucruri frumoase. Și îți mulțumesc, mami, îți mulțumesc că mi-ai arătat ce înseamnă cu adevărat să fii bun și că tu ești exemplul meu în viață la Be Kind. Și fiți și voi buni, asta pot să vă zic. Eu am înțeles aceste cuvinte foarte puternic și m-au atins aici la suflet și de asta am vrut să le tatuez. Nu sunt simple cuvinte, voi oricum știți că tot ce-mi tatuez eu nu e așa, hai să-mi tatuez. Înseamnă mult, foarte mult, enorm. Și... la fel surpriza de mult înseamnă tatuajul meci pe care l-am făcut cu sora mea, pe da, care o iubesc enorm și... și eu te iubesc maxim. Vino pe partea asta, Daie, pentru că ne-am tatuat aici două inimioare. Ia, da, uite cât de frumoasă, da, cât de frumoasă se vede. Suntem. Ce mândră suntem, da, noi. Au, na, nu arată chiar atât de bine, au sângerat un picuț pentru că și e zona mai sensibilă și au și folia pe ele. La fel cum, uite, gata, puteți să-l vedeți mult mai bine, arată senzațional, mie îmi place la nebunie. Și tatuajul ăsta are folie și nu puteți să-l vedeți atât de bine. Dar urmăriți-ne pe Insta că o să le vedeți peste o săptămână fără exact folii. Da, găsiți acolo zile în descriere. Da, 5 zile. O să găsiți acolo în descriere tot și Instagramul celor de la Funky Tattoo și Instagramul lui Daie, urmăriți-ne acolo. Și încă o dată, astea sunt superbe, mie îmi plac
la nebunie. Sunt geniale, nu că sunt pe... Eu mi-am făcut-o cu roz, că eu sunt sora aia mai mică și... Și îmi place mie foarte mult rozul, simt că mi-aduce noroc. Și e sora aia mai mare și a făcut cu negru. Hai să mergem acasă, zic, nu? Hai acasă. Haide. Ne-a ajuns atâta de smăț. Tu ai copii la casă, trebuie să ajungi la el. Am ajuns și eu în sfârșit acasă. M-am schimbat, sunt pregătită pentru studio, pentru că pregătim noi surpriză pentru voi și vrem să le terminăm cât mai repede. Baby este în studio, mă așteaptă și abia aștept să-i văd reacția atunci când o să-mi vadă tatuajele, pentru că nu i-am trimis poze, nu le-a văzut, deși a tot insistat, mi-a zis trimite să văd, pentru că sunt foarte curios. I-am zis nu, o să-ți prind reacția direct pe vlog, așa că haideți în studio și să vedem ce reacție o să aibă. Bună! O, ce faci, iubirea mea? Bine, tu stai să închizi ușa. Ce faci? Bine! Bun, lasă-văd! Ești curioasă? Da, ce faci? Bine, tu? Bine. Haide, nu mai ține așa! Stai, ține tu camera, că deja mă doare mâna. De când îmi vede același timp, îmi ascund și mâna. Prima dată o să vezi inimioara. Așa, ia, hai să văd, ia. El știe în mare parte ce vreau eu să-mi fac, deci, dar nu i-am trimis poze. Mi-ai spus despre ce e vorba, da, dar nu, bă, nu știu nici măcar ce font ai folosit sau ce, nu știu, sunt curios să văd dacă sunt mari sau mici sau... Vă dați seama ce mi-a făcut prin mesaje, hai trimite, nu. Am spamat-o la propriu. Ia, hai. O, astfel ca un copil mic de Crăciun. Păi, da. Mamă, ce frumos e roz, nu? Da, e roz. Mă, ce frumos e, uite-te la el, băi, la două. Îți place? Da, la două, de să pup. Mamă, e frumos rău de tot. Și tatuajul ăla despre care spuneam eu că e foarte important pentru mine, că înseamnă enorm. Sunt foarte, foarte curios să văd cum arată. Știu că mi-a spus că o să fie un text, dar nu mi-a spus ce, nu mi-a spus cum o să arată, nu mi-a spus cât de mare o să-l facă și unde ți-l faci. Ți-am zis doar că înseamnă foarte mult pentru mine. Și mi se făcut pe mână, pe mână, da, uite, gen, o să-ți arăt la mâna cealaltă, yeah. Unde nu e nimic. Așa. Mi l-am făcut așa, gen, știi că am zis eu că vreau să pornească așa în continuarea degetului și să se vadă așa. Hai, și să-l văd, să-l văd eu în permanență ca să fie acolo cu mine. Vreau să-l văd, hai. Mi-am tatuat. Așa, mi l-a arătat pe ăla cu doi și eu mă dau așa ca curca în lemne. Așa, ți-ai tatuat ce ți-ai tatuat? Mi-am tatuat Be Kind. Ți-ai tatuat pican? Be Kind. Ah, Be Kind, am înțeles pican, am înnebunit, am zis cineva. După ce că ți-ai tatuat 2 ani, ți-ai tatuat și numele. Hai, vrei să-l vezi? Da. Mamă, ce frumos e! Nu-mi vine să cred. Mamă, ce frumos e, ce font frumos. Așa, elegant, așa pentru o domnișoare. Îți place picantul meu, nu picantul meu. Ce, dar era, dacă era picant, nu știu ce? Nu știu ce să zic. Îmi place foarte tare și cred că te prinde foarte, foarte mult. Ca să-l vedeți și voi mai bine în sfârșit. E foarte, foarte frumos, îmi place foarte. Place foarte, foarte tare și cred că te caracterizează foarte mult ăsta de aici, iar inimioara aia e foarte, foarte frumos. Este aici, iubire, nu aici. Aici, da, mă rog, nu sunt încă familiarizat cu locul tatuajului, dar ăsta e foarte frumos și împreună... Și ăsta nu e? Ăsta e cel mai frumos. Mi-am tatuat toate tatuajele pican. Pe care le ai tu sunt foarte finuțe, foarte frumoase. Mulțumesc. Într-o prințesă așa ca tine. Și sunt așa, cel mai frumos accesoriu al tău. Mulțumesc, acum hai la treabă să terminăm proiectele alea mișto. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Nu uitați să fiți buni.